Gazoductul Iași-Ungheni va fi dat în exploatare la începutul lunii august, a anunțat directorul companiei românești Transgaz Ion Sterian în cadrul unei întâlniri cu ministrul economiei și infrastructurii de la Chișinău, Sergiu Răilean. Potrivit șefului Transgaz, la început vor putea fi livrate zilnic circa 1,5 milioane de metri cub de gaze. Din decembrie, autoritățile promit că livrările din România vor fi de 3 milioane de metri cub zilnic. Conducta de 120 de kilometri a fost realizată de Transgaz cu investiții de 76 de milioane de euro și e o continuare a gazoductului Iași-Ungheni inaugurat în 2014, care oferă țării noastre o alternativă la gazul rusesc.